Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la un nou grupaj informativ. O familie din comuna Păunești a rămas fără casă în prag de iarnă după ce un incendiu le-a cuprins locuința. Pompierii spun că cel mai probabil cauza incendiului este legată de coșul de fum, care nu a fost curățat sau a fost amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 2:40, iar în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, flăcările ardeau acoperișul locuinței și al unei bucătării pe o suprafață de 140 de metri pătrați. Până la venirea pompierilor, vecinii și serviciul voluntar pentru situații de urgență au reușit să scoată din locuință bunurile. În cursul nopții trecute, în jurul orei 2:40, la dispeceratul nostru s-a primit un apel prin care se anunța izbucnirea unui incendiu în satul Novăcești, din comuna Păunești. Prima intervenție a fost asigurată la fața locului de serviciul voluntar pentru situații de urgență din localitate. Aceștia au intervenit cu auto specială pentru stingerea incendiului, iar împreună cu proprietarii și cetățenii au evacuat bunurile aflate în interior. De asemenea, din cadrul secției de pompieri adjunct s-au deplasat la fața locului două auto speciale de lucru cu apă și spumă. În momentul în care forțele de intervenție au ajuns la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta la acoperișul unui imobil, locuință plus anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 140 de metri pătrați. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt considerabile. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui coș de fum deteriorat sau amplasat necorespunzător față de materiale combustibile. Din fericire, nu au existat victime, iar la fața locului a fost prezentă și o ambulanță SMURT pentru asigurarea asistenței medicale în caz de nevoie. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani angajează medic chirurg plastician pe o perioadă de 3 ani. Înscrierile la concurs se finalizează pe data de 7 decembrie. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani a scos la concurs un post de medic. Este vorba despre specializarea chirurgie plastică, iar perioada pentru care se face angajarea este de 36 de luni. Cei interesați pot depune dosarele la sediul unității până pe 7 decembrie. Spitalul Județean Focșani a scos la concurs un post de medic chirurg plastician pe o perioadă determinată de 3 ani. Comisia de examinare va fi alcătuită din medicul coordonator al compartimentului, dintr-un medic pe care îl va desemna Colegiul Medicilor și dintr-un medic primar pe care îl vom cere de la un spital din teritoriu, cel mai probabil de la un spital din Buzău. După formarea comisiei va avea loc, se va organiza concursul care va avea două probe, o probă scrisă și o probă practică. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0237625000, interior 278. În prezent, în compartimentul de chirurgie plastică, lucrează doi medici. Manifestările dedicate Zilei Naționale a României s-au încheiat aseară la Focșani printr-o defilare cu torțe a militarilor. Aceștia au trecut pe principalele artere din municipiu, pe ritmul muzicii populare și întonând cântece patriotice. După ce parada militară și expoziția cu tehnica din dotarea armatei au fost atracțiile Zilei Naționale a României în Focșani, militarii au creat un alt moment deosebit aseară pe străzile orașului, când s-au retras cu torțe aprinse către unitățile militare din sudul municipiului Focșani. Focșănenii i-au aplaudat și chiar au cântat alături de ei cântece patriotice. La festivitățile dedicate Zilei Naționale a României din Piața Unirii din municipiul Focșani au participat ieri mii de vrânceni. Parada militară, concertul fanfare și porțiile de fasole cu afumătură au fost pe placul vrâncenilor. Polițiștii vrânceni au fost la datorie și în aceste zile de sărbătoare pentru români. Aceștia au vegheat la siguranța cetățenilor, astfel că pe parcursul acestei mini-vacanțe nu au avut loc evenimente notabile. Polițiștii au fost la datorie în toate aceste zile în care bugetarii au avut liber, cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României. Oamenii legii au vegheat la respectarea unui climat de ordine publică, astfel că în această perioadă nu au avut loc evenimente nefericite.
Ca de fiecare dată și în zilele de sărbătoare, polițiștii au acționat pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona desfășurării manifestărilor publice, pentru ca toți vrâncenii să se bucure în liniște de siguranță de sărbătoarea națională a României. În această perioadă nu au fost înregistrate evenimente grave rutiere, nici infracțiuni comise cu violență. Pe parcursul ultimelor zile pe linie rutieră, polițiștii din Tulnici au depistat un bărbat din localitate care conducea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. Iar cei de la Tâmboiești au în vizor un conducător auto care nu a acordat prioritate de trecere unui atelaj Hippo cu care a intrat în coliziune. Atât conducătorul auto cât și căruțașul au fost răniți ușor. Chiar de Ziua Națională a României, un alt șofer din Focșani nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi și a acroșat o femeie de 84 de ani care se deplasa pe partea carosabilă la Ciorăști. Luna aceasta au intrat în vigoare noi reglementări în privința activităților cu caracter ocazional efectuate de către zilieri. S-au modificat domeniile în care zilierii pot presta muncă necalificată, acum acestea fiind mai multe la număr. Zilierii vor putea fi folosiți la cateringul pentru evenimente sau în taberele pentru copii. Noutățile prevăzute de legea 254 din 2015 au intrat în vigoare începând cu 6 noiembrie. Mai exact, zilierii vor putea fi folosiți în mai multe domenii de activitate ca până în prezent. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în clasificația activităților din economia națională. Agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură cu excepția exploatărilor forestiere, pescuit și acvacultură, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor, comerț cu ridicat al produselor agricole brute și al animalelor vii, activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, publicitate, activități de interpretare artistică, activități de cercetare, dezvoltare în biotehnologie și în științe naturale și inginerie, activități de cercetare, dezvoltare în științe sociale și umaniste, activități de întreținere peisagistică, creșterea materialului săditor, activități ale grădinilor zoologice, botanice și rezervații naturale, creșterea și reproducția animalelor semidomestice și ale altor animale, hoteluri și alte facilități de cazare, facilități de cazare pentru vacanțe pe perioadă scurtă, activități ale bazelor și cluburilor sportive și activități de alimentație, catering pentru evenimente. În același timp există și schimbări în privința situațiilor în care instituțiile publice pot să apeleze la zilieri. Este vorba despre instituțiile publice autorizate să facă cercetări arheologice sau de către oficiile județene pedagogice și agrochimice. Un alt element de noutate se referă la remunerație. Trecem la remunerația brută. Aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea pe ora a salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru, la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității, prin acordul scris al celor două părți. Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Precizez că zilierul minor, care are capacitate de muncă, va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă. Mâine cerul va fi în mare parte înnorat, dar pe parcursul nopții se va înțenina. Vântul va sufla moderat. Temperaturile se vor încadra între 2 și 8 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!